Prima zi de primăvară vine și cu vești bune. Vor fi alocați mai mulți bani pentru șomaj, alocații, indemnizații, prime, subvenții, ajutor social și stimulente financiare, începând de astăzi, 1 martie. Bugetul estimat la acest moment pentru toate aceste majorări la nivel național este de 978 de milioane de lei. Beneficiile de asistență socială acordate prin intermediul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială se majorează astfel. Ajutorul social pentru persoana singură crește de la 149 de lei la 170 de lei, iar pentru familia cu 5 persoane de la 554 de lei la 631 de lei. Alocația pentru susținerea familiei crește primul interval de venituri de la 211 lei per persoană la 240 de lei, și al doilea interval de venituri crește de la 558 de lei per persoană la 634 de lei. Indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități cresc pentru adulți de la 368 de lei la 419 lei pentru handicap grav și de la 279 de lei la 317 lei pentru handicap accentuat. Alocația lunară de plasament crește de la 950 de lei la 1081 de lei și de la 1425 de lei pentru copilul cu handicap la 1622 de lei. La aceasta se adaugă și indemnizația de sprijin, care crește de la 420 de lei la 479 de lei. Quantumul minimal indemnizației pentru creșterea copilului se majorează de la 1314 lei la 1495 de lei. Indemnizația de sprijin pentru adopție crește de la 631 de lei la 717 lei nivel minim și de la 1261 de lei la 1435 de lei nivel maxim pentru un număr mediu de 2153 de persoane. Iar indemnizația de șomaj crește cu 73 de lei pe lună.